Bună seara și bine v-am regăsit! Continuăm seria dezbaterilor electorale Te votez la ProTV cu candidații înscriși în cursa pentru 28 noiembrie. În studio se află domnul Igor Dodon, candidat PCRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Doamna Valentina Cușnir, candidat independent. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Mihai Godea, care este candidat PLDM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Regulile de desfășurare a emisiunii cred că sunt deja clare, le-am discutat înainte de emisiune, le spun și pentru cei care ne urmăresc câta oară deja. Invitații sunt prezenți în studio în ordinea tragerii la sorți. La început aveți un minut pentru a vă prezenta și a ne convinge că sunteți capabili și puteți să ne reprezentați în Parlament. Aveți după aceea 12 minute pentru a discuta, răspunde la întrebări, dar eu aștept o dezbatere în această seară și la final un minut pentru a vă adresa alegătorilor. Dezbateri, ceea ce înseamnă, puteți interveni, cine intervine în discursul celuilalt să nu-și facă griji celălalt pentru că va beneficia de timpul restant, așa că vă rog frumos să-mi spuneți de ce credeți că meritați să ajungeți în Parlament. Domnule Dodon. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este unica forță politică la această etapă care apără statalitatea Republicii Moldova, care poate asigura un viitor pentru această țară. Este unica țară, unicul partid care poate în această țară să asigure o stabilitate politică. Vreau să menționez că pe parcursul ultimilor câteva zeci de luni, este vorba de 15 luni, de când avem o guvernare, în opinia noastră, antidemocratică și anti-interesele cetățeanului simplu, au avut de pierdut toți. Au avut de pierdut și cetățenii simple, au avut de pierdut și statul Republica Moldova, apărând fisuri destul de evidente în bazele, inclusiv bazele creștinității, inclusiv bazele statalității Republicii Moldova. De aceea, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova vine cu o echipă profesionistă, vine cu o echipă tânără, care cunoaște foarte bine ce trebuie de făcut și cum trebuie de făcut. Doamna Cușnir? Stimați prieteni, bună seara! Sunt în această campanie pentru că mi-ați solicitat dumneavoastră acest lucru. Mi-ați simțit lipsa în actualul Parlament, mi-ați apreciat activitatea în Parlamentul 2005-2009 și ați dorit ca să mă vedeți în viitorul Parlament. Sunt aici pentru că ne-a promis atât stânga cât și dreapta adevărul despre 7 aprilie și nu-l avem după un an și 8 luni. Atât stânga cât și dreapta mimează promovarea femeilor în politică. Atât stânga cât și dreapta ne-au promis alegeri 50% pe liste de partide, 50% votul uninominal persoane concrete și nu au făcut-o. Se tem de deputații independenți, de asta sunt, pentru că se tem, sunt independent. Domnule Godea? Mă spun cetățeni, Partidul Liberal Democrat vine în această campanie cu un program clar și necesar pentru societatea noastră, Moldova fără sărăcie. Sărăcie este răul care ne ține în loc, sărăcie este răul care nu ne permite să mergem înainte. Am demonstrat pe parcursul activității noastre de 3 ani de zile că suntem capabili să schimbăm cursul istoriei. În 3 ani de zile ne-am trezit țara și am ajutat Moldova să meargă pe drumul cel bun, pe drumul către Uniunea Europeană, către democrație, către un stat de drept, în care drepturile și libertățile cetățenilor să fie respectate. Venim în fața dumneavoastră cu o echipă profesionistă, capabilă să realizeze toate angajamentele noastre și să scoată, odată și pentru totdeauna, sărăcia din țară. Pentru că am moștenit o țară cu statutul de cea mai săracă țară din Europa, statut pe care el a modelat, el a construit guvernarea comunistă în 8 ani de guvernare irresponsabilă în Republica Moldova. Acum să vă spun sincer, eu mi-aș fi dorit ca să am parte, măcar în acest an, de dezbateri între liderii celor câteva partide care s-au confruntat în acest Parlament. Nu am avut parte de așa ceva, dar să știți, speranța moare ultima. Cred că va veni și ziua în care vedem liderii partidelor puternice care au intrat în Parlament, care au fost în Parlament, să-i vedem confruntându-se. Nu-i nimic, nu mă deranjează faptul că discutăm în această seară între noi, chiar mă bucur că am această posibilitate. Începem cu slogane. PLDM Moldova fără sărăcie. Un partid liberal-democrat a venit în această campanie cu un slogan care pare a fi un pic de stânga. Așa vi se pare.
Nu e așa. Pentru că sărăcia poate fi combătută eficient prin relansare economică, creare de locuri de muncă, liberalizarea activității economice, demonopolizarea activității economice și multe alte lucruri. Moldova alege victoria. O singură remarcă, dacă îmi permiteți, domnul Godea, de fapt, ca și pe LDM-ul, parcurs acestui an, tot timpul a căutat cine este vinovatul. Încercând să dea vina pe comuniști, mai târziu au început să dea vina pe componentele alianței. Ba, ministrul Cutare nu este bun, ba, Cutare. Cred că ar fi timpul să demonstrați capacitatea echipii dumneavoastră și să ne spuneți foarte clar domnul ce s-a întâmplat la ministerele pe care le-ați condus. Începând de la Ministerul Sănătății, care au crescut prețurile destul de mult, continuând cu Ministerul de Interne, unde a crescut cu 45% numărul de umoruri și multe, multe alte lucruri. Acestea țin de competența PLDM-ului. Și atunci când încercăm să dăm vina pe cineva, indiferent cine, colegi de alianță sau partide de opoziție, trebuie să fim mai atenți. Domnul Dodon, noi nu căutăm vinovatul cine a sărăcit Moldova. El se este cunoscut de mult. Și nu puteți nega că ați transformat țara în cea mai săracă țară a Europei în perioada guvernării voastre. Asta e un lucru cert și un adevăr care îl cunoaște toată lumea. Cât privește celelalte afirmații ale noastre, sunt cuvinte goale sau minciuni, așa cum ați obișnuit în această campanie, așa cum ați obișnuit să conduceți această țară 8 ani de zile prin minciuni. Doamna Cuștie, centrul. Domnule Dodon, ați spus că sunteți unicul partid care apărați statalitatea Republicii Moldova. Vreau să arăt alegătorilor declarația comună semnată de către Vladimir Voronin, criminalul Igor Smirnov, împreună cu Dmitri Medvedev, la 18 martie 2009, cu câteva zile înainte de alegerile din 5 aprilie 2009, prin care recunoaște și aprobă ca armata rusă să rămână pentru totdeauna în partea stângă a Nistrului, iar după rezolvarea politică a conflictului transnistrian să fie transformată în armate pacificatoare sub egida OSCE. Astfel de declarații nu au fost. În primul rând, ca să fie foarte clar, puteți să faceți tot felul de xerox și așa mai departe, însă, dacă vorbim de statalitate, acum vorbim de statalitate, dumneavoastră vreți să spuneți că partea stângă a Nistrului nu este partea Republicii Moldova? Tocmai ce a semnat Vladimir Voronin, uitați-vă prima propoziție, scrie că rukovodstvo Republicii Moldova i Pridnestrovia imenujemy v dalnejšim stranami. Adică Vladimir Voronin recunoaște că partea stângă a Nistrului este o parte aparte la egal cu partea dreaptă a Nistrului. Eu, Lorena, dacă o să-mi permiteți, eu cred că o să comentez mai puțin astăzi declarațiile mult stimatei doamne, stimată deoarece este doamna în primul rând, din diferite considerente. Nu pot să comentez opinia unei persoane care striga foc pe data de 7 aprilie, care arunca cu pietre în clădirea Parlamentului, președinției și era acolo. Așa că eu, pe parcursul acestei misiuni, dacă îmi permiteți, și nu o să supere, poate Dumnezeu să spună ce dorește, eu nu o să comentez, noi o să discutăm cu domnul Godea, deoarece Dodon, avem despre ce discuta. Minciune ați spus întotdeauna, ca comuniștii, eu n-am pus mâna pe nicio piatră, foc, n-am strigat, nu încurcați chestiile și, stimații alegători, știu cine a strigat, cine a organizat, eu sunt martor ocular și până la urmă o să aducem lumină și o să vedem atunci și o să răspundeți de cuvintele dumneavoastră spuse și nu mințiți. Așa. Uitați-vă la alegători, nu vă uitați liniștiți, într-o parte. Liniștiți. Eu mă liniștesc foarte clar. Mergem mai departe. Am în fața mea angajamentul PLDM pentru o Moldova fără sărăcie și am în fața mea 12 motive ale domnului Dodon de ce domnia sa consideră că Partidul Comuniștilor ar trebui să fie votat în continuare. Publicate pe blogul meu personal. Da, publicate pe blogul dumneavoastră, pe care îl accesează, sunt convinsă, multă lume, din diferite motive, pentru ca pur și simplu să se informeze, este cazul meu. Acum, să cităm din ce scrie domnul Dodon pe blogul domniei sale. De ce PCRM ar trebui votat în continuare? Unul dintre motive. PCRM are cea mai solidă experiență de guvernare, Partidul Comuniștilor a guvernat Republica Moldova 8 ani, demonstrând maturitate politică și asigurând stabilitatea și ordinea în țară. Vreau să văd, pe marginea acestui subiect, dacă există, dacă aveți alte opinii. Stabilitate, ordine,
Maturitate politică. Stabilitate de cimitir și urne de închisoare. Asta însemna guvernarea comunistă timp de 8 ani de zile. Care acum s-a transformat în opinia care tot și-a fost stabilitate în opinia noastră și în opinia mult cetățenilor, care spun că de când s-a schimbat un an în urmă guvernarea în Republica Moldova, revine criminalitatea, revine instabilitatea, revine haosul. Și lucrul ăsta se simte și se simte pe străzile noastre. Când unele persoane nu pot merge liber și noi vedem ce se întâmplă în fiecare zi. Întrebați persoanele simple, cetățenii simple. Când la Soroca se întorc cazurile, când cu fierul decălcat intră în casele oamenilor, când am aici un caz care, nu o să spună, la sigur domnul Godea, de exemplu satul Ratuș, comuna Drăsliceni, zilele trecute au intrat în casă, au agresat familia, au furat-o din casă pentru ca să primească indicații de la ministrul Catana că nu spuneți nimic până la alegeri, deoarece cazurile astea sunt strigătoare la cer. Și astfel de cazuri sunt foarte multiple. Primarul de Drăsliceni, când a fost omorât și aruncat în fântână, oare nu în timpul guvernării voastre a fost? Acum 4 ani de zi. De ce tăceți de cazul ăsta? Nu tăcem, domnul Dodon, eu nu cunosc un asemenea caz, asta e una la mână. Doi, faptul că se înregistrează absolut toate infracțiunile și toate crimele, asta este un lucru esențial, pentru că manifestăm respect și responsabilitate. Voi ascundeați crimele pentru a avea indicatori la plan. Și foarte multe crime și infracțiuni nu se înregistrau. Eu am plângeri de la sute de cetățeni care pe timpul cât ați guvernat țara nu au fost înregistrate cazurile lor pentru a nu afecta cumva indicatorii. Asta este stabilitatea voastră timp de 8 ani de zi. Ceea ce spuneți dumneavoastră, întrebați cetățenii dacă vă crede cineva. Este o atmosferă care se simte. Se simte în societate. Eu înțeleg că vă fuge pământul de sub picioare, vă frige tălpile și sigur că nu simți stabilitatea, domnul Dodon. Pământul de sub picioare fuge la cei care sunt la conducere și încearcă, mișelește cum să utilizeze diferite instrumente pentru a rămâne la guvernare. Aici domnul Voronin a declarat că nu știe nimic despre moartea lui Valeriu Boboc, că nu au fost maltratați tinerii în comisariate, atunci spuneți-mi, pe cine a amnistiat Voronin după 7 aprilie? Ei au maltratat cu fierul de călcat în comisariate, asta este. Eu, din câte știam, dumneavoastră sunteți dezamăgită de ambele părți, și de stânga și de dreapta. Însă acum joacă jocul... Nu, acum eu mă uitam să văd dacă dumneavoastră aveți de comentat pentru următoarea afirmație care vine din angajamentele PLDM. Așa. PLDM afirmă că în ultimul an de guvernare a reușit să depășească criza și se mișcă înainte cu pași repezi. Vreau să-l ascult pe domnul Dodon vis-a-vis de această afirmație. Îți comentează colegul. Noi am afirmat. Noi am schimbat? Păi sigur, e afirmația dumneavoastră, a comentat-o domnul Godea. E afirmația PLDM-ului, o comentați dumneavoastră. Este foarte straniu să afirmi că s-a depășit criza atunci când crește numărul șomerilor în Republica Moldova. Este foarte straniu să afirm astfel de lucru atunci când prețurile și tarifele sunt în creștere, iar salariile, veniturile, pensiile rămân la un nivel destul de inferior. Este straniu să faci astfel de declarații când un an întreg ai uitat de pensionari, însă acum, înainte de alegeri, găsești 260 de lei pentru a duce în eroare pensionarii împreună cu scrisoarea semnată de domnul Filat. Și pentru ce facem noi acest show politic acum, înainte de alegeri? Doar lumea știe foarte bine că un an de ei s-a uitat. Domnul Dodon, dacă erați în Parlament și veneați la Parlament și nu chiuleați jumătate de an și vă ridicați salariile, dacă manifestați respect față de cetățeni, cel puțin nu vă ridicați salariile din contabilitatea Parlamentului, dar asta este altă problemă. Știați că și în perioada rece a iernii trecute s-a dat această indemnizație și nu acum înainte de alegeri. Asta așa, ca să știți să nu mai spuneți minciuni pentru că le-ați spus multe în această perioadă. Pe mine mai puțin mă interesează ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de criză. Dacă nu ne credeți pe noi, citiți rapoartele Băncii Mondiale, citiți rapoartele altor instituții relevante în domeniu. Ei spun, nu noi spunem. Acum ați început să credeți rapoartele Băncii Mondiale. Stați un pic, domnul. Doi ani în urmă nu credeați. Și cu șomajul. Vă rog frumos, nu măcniți pe Dumnezeu. Pentru că pe timpul vostru, numai în agricultură, ați lichidat 400.000 de locuri de muncă aproape. Și 300.000 de oameni au luat calea privegiei. Noi n-am închis locuri de muncă, din contra, în acest an am creat mai multe mii de locuri de muncă, am deschis perspective foarte clare pentru crearea în continuare a zeci de mii de locuri de muncă. Domnule pentru Dodon, că guvernăm cu responsabilitate.
Sectorial, foarte rapid, pentru că, din nou, telespectatorii cunosc foarte bine. În agricultură, în acest an, de 4 ori s-au redus subvenționările. De ceea ce spune domnul Godea? Au falimentat, de fapt, o bună parte din agricultori și unica scăpare a fost că au crescut prețurile la produsele agroalimentare datorită Rusiei, care a interzis exportul. Lucruri foarte simple, ușor de verificat, fără a face declarații și show-uri în care pele de meu este meșter. Dacă a falimentat ceva, doar un moment. Dacă au falimentat ceva, au falimentat cooperativele de producție, colhozurile care le-au creat ei. Niciun colhoz care l-au creat ei timp de 8 ani de zile nu a supraviețuit și este un pericol foarte mare. Un moment. Eu apreciez. Mai aveți timp dumneavoastră mai mult. O secundă, păstrați-vă replica o secundă. Doamna Cușnir are 10 minute și ceva și vreau să-și consume timpul și domnia sa. Domnule Dodon, în timpul guvernării dumneavoastră ați adoptat mai multe modificări și completări, inclusiv ați categoria de mame cu 7 și mai mulți copii, le-ați inclus să primească poliță de asigurare din contul statului. Când am întrebat câte mame avem, nu ați știut să spuneți. Peste o lună mi-ați dat această listă, erau 307 mame, le-am contactat pe fiecare, doar 4 mame cu 7 și mai mulți copii au aflat despre această lege populistă luată de dumneavoastră și s-au folosit de polița de asigurare. Și asta după ce le-am scris eu. Ați dat indemnizații pentru gazele naturale, doar 11 lei și doar pentru cetățenii care erau conectați la conducta de gaz nu le-ați dat la cei care își împlu o butelie, trebuie să se ducă la 30-50 de kilometri și avem majoritatea cetățenilor de la sate în starea asta. Nu ați făcut acest lucru. Fabrica de vinuri și coniacuri din Călăraș, de câte ori v-am făcut interpelări și vorbiți acum de mărirea numărului de șomeri din 500 și ceva de angajați care conform contractului de vânzare-cumpărare trebuia să rămână să lucreze la fabrică, au rămas 70 de angajați. Unde s-au dus ceilalți? Șomieri. Dumneavoastră ați lucrat acolo, din câte știu, da? Păi da, 30 de ani. Acum sunteți neangajat în câmpul muncii, sunteți un deputat, un fost deputat, care în perioada în care era parlamentar, verile mergea în Italia ca să muncească, da? Și să mă întâlnesc cu cetățenii noștri, să le soluționez problemele. În concediu era la muncă în Italia, atunci ce să înțeleg eu? Acum mergeți în Italia sau nu? Acum sunt șomer cu acte în regulă. Anul acesta n-ați fost? Am fost, de ce nu? Ați fost. Eu ce să înțeleg? Am ajurat numărul de șomeri. Doamna Cușnir muncește în Italia, indiferent de guvernare, și unii și alții înțeleg că nu i-au asigurat o pensie din care să poată trăi. Eu nu am pensie. N-ați ajuns încă la pensie, mai aveți până la pensie. Da. Ați rămas pur și simplu pe drumuri, sunteți șomeri. Eu am vrut să comentez puțin. O indemnizație de șomeri. Interlocutorul. Da. Iarăși, minciună. De ce? Am spus. Au fermentat colhozurile lor. Și sunt situații strigătoare la cer când oamenii sunt în situația de a-și pierde pământul cu care au intrat în cooperativele de producție și toate cooperativele de producție au falimentat. Și asta rămâne pe seama și pe obrazul lor. Când mii de oameni în țara asta o să rămână fără pământ, fără cotele funciare de teren. Asta pe care le-au dat ei prin reforma pământ în anii 90. Nu, lăsați, domnul Dodon. Erau pământul lor în proprietate. Voi l-ați luat cu capcă, l-ați băgat în colhozuri și oamenii o să rămână fără. Colhozuri în ultimii ani nu au fost create. Operative de producție, chiar credeți, asta-i. Chiar credeți în ceea ce... Eu înțeleg că sunteți specialist în alte domenii. Mergeți la Gotești. Nu vă băgați în agricultură. Mergeți la Gotești. Mergeți la Gotești. Asta e una la mână. Mai departe. Unde, apropo, câmpurile sunt inundate și până acum la Gotești. Am fost? Puțin ați fost. Am fost. Trebuia să mergeți. Mii de hectare sunt inundate. Ne aud cetățenii din Cantemir și știu lucrurile. Am vorbit aseară cu ei. Vin cât privește subvenții în agricultură. Dar ce credeți? Domnule, trebuie să primiți salariu doar de deputat și nu vă duceți nicăieri și nu faceți nimic absolut degeaba să vă punem la... Dacă îmi permiteți. Cer scuze. Ați strâmbițat cu subvenții. Anul trecut 600 de milioane, nu știu cât, nu am mai văzut țara nimic. Noi am plătit 218 milioane datoriile voastre de anul trecut. Și am mai vărsat în fondul de subvenționare încă 650 milioane. Dar asta este puțin. Ceea ce am reușit în acest an, scoatem caracațele care le-a spus voi în agricultură. Pentru că pe timpul vostru doar o singură firmă avea drept să strângă răsărita din țară. Doar două firme aveau drept să strângă greu. Doar două companii aveau drept să exporte vin. Am scos toate schemele astea și din agricultură. Și chiar credeți în ceea ce spuneți? Domnule, sunteți de la Sadova. Mergeți la Călăraș. Chiar credeți în ceea ce spuneți? Nu, asta este. Atât de serios spuneți? Absolut. Și ne ascultă oamenii serioși care știu foarte bine serios că exportau răsărit, exportau greu. Despre ce ascultați-mă atent. Mergeți la Călăraș. Acolo unii sunt de Baștină. Și întrebați țăranii cu cât au vândut strugurii Izabela, care anii trecuți se uscau pe butuci. Întrebați-i. Asta va fi cel mai bun răspuns
Și anul acesta s-a vândut mai bine datorită guvernării? Da, domnule. Pentru că am avut probleme. Tot? Și greu. Și floarea soarelui. Floarea soarelui este altă situație. Dar... Domnule Dodon, vreau să ne spuneți unde sunt acele stații de mașini și tractoare. Când mutați tractoarele dintr-un sat în celălalt și tot deschideați și tăiați panglici, ei trebuia după un timp să întoarcă acele datorii pentru tractoare, ați furat tractoarele și nu sunt nici bani în buget. Doamna Cușnir, ați făcut o afirmație pentru care eu sunt nevoită să vă cer probe. Ați furat tractoarele, asta înseamnă că noastră trebuie să aveți probe în sprijinul acestei. Da, am la Călăraș stația de mașini și tractoare, unde este prima care ați deschis-o, apoi ați luat câte tractoarele unul și le-ați dus, oamenii n-au fost plătiți. Nu sunt în Italia. Nu. Nu le-ați la Sadova și la Pitușa. La Italia nu le-ați mergem. Italienii mai nu au ajuns la sășirile voastre. Mergem mai departe. Alte motive pentru care ar trebui să votăm Partidul Comuniștilor, spune Dodon. Domnul Dodon, PCRM este partidul care își respectă promisiunile. Și a adus exemple. Majorarea anuală a pensiilor, salariilor și burselor. Revenirea la raioane. Pot să confirm că asta s-a întâmplat. Pensii, burse, nu știu, nu mă pot pronunța, gazificarea satelor, stârpirea criminalității, fortificarea statalității, evitarea crizelor economice. Domnule Godea, spuneți-mi în ce măsură aceste promisiuni au fost onorate? În nicio măsură. Simplu. Gazificarea, asta a fost un show de zile mari, ani la rând, care au băgat țăranii noștri în datorii. Și vă dau multiple exemple. De exemplu, Micleușeni, sat în raionul Strășeni. Avea nevoie Voronin să aprinde flacăra albastră la Șendreni. Prin Micleușeni trece gazoductul de presiune înaltă. Nu s-a făcut nodul de distribuție pentru că se grăbeau să ajungă la Șendreni. Au ajuns la Șendreni, Micleușeni au rămas fără gaz. Asta e o situație. La mine în sat au plătit oamenii 12.000 de lei pentru ca să ajungă la gaz. Eu vreau să vă spun că nici 20% din, în general, ce se întâmplă în satul Pârlița sau Ungheni cu gazificarea, e dezastru. Și Greceană, doamna Greceană, în funcția de prim-ministru, a fost la Pârlița. Și în Casa de Cultură Plină a spus că satul urmează să gazifice cu aproape 2000, cât acolo? 970. Primarul taxa se ridică unii și îi spune, doamna Greceană, satul ăsta nu este inclus în lista anexată la hotărârea de guvern. Cum putem beneficia de asta? De ce mințiți lumea? În primul rând, din nou duceți în eroare. La hotărârea de guvern respectivă nu este nicio anexă. Și din nou trebuie să vă documentați mai bine și duceți în eroare. Și cum dați exemple, dau și eu un exemplu. Recent, duminica trecută, de hramul satului în satul Jora, raionul Orhei, vine domnul Filat, liderul dumneavoastră de partid, arogant ca de obicei, cu un balon cineva îl aduce și dă drumul la gaz și spune că flacăra deja nu e roșie. Numai n-am spus că e verde. A spus că e de altă culoare. Și faceți același lucru. Legile fizice, flacra este albastră. Și mai faceți încă și altceva. În loc, începeți să tăieți lentă verde. Și dumneavoastră cândva, inclusiv dumneavoastră personal, doi ani în urmă criticați dur Partidul Comuniștilor, că uitați-vă ce show-uri fac. Dar ce faceți dumneavoastră acum? Nu facem show-uri, rezolvăm probleme, domnule. Eu cred că și stânga și dreapta avem atâtea probleme în Republica Moldova și dumneavoastră acum încercați să folosiți timpul și să nu spuneți alegătorilor ce aveți de gând să faceți și cum să ieșim din această situație. Da, corect, corect, foarte corect a spus domnul Dodon. Doamna Cușnir, vreau să aud și părerea dumneavoastră vis-a-vis de respectarea promisiunilor. Pentru că vă includem în discuție, dumneavoastră sunteți ca un fel de arbitru de centru mai mult sau, dar sunteți cetățean al acestui stat. Ați fost 8 ani în țară, cât la guvernare se afla Partidul Comuniștilor. Sunteți în țară de un an și ceva, de când la guvernare se află PRDM-ul. Dumneavoastră ce credeți despre PCRM? PRDM-ul prezent în studio. Este Alianța pentru Integrare Europeană. Patru nu dăm vina, domnule, ne asumăm răspunderea, doamna Cuștine. Noi întrebam permanent în Parlamentul 2005-2009 când vă veți îndeplini promisiunile. Și Lupu, care era cot în cot cu stânga de astăzi aici, nu este prieten, a rămas al vostru așa cum a fost, că de la comuniști numai cu picioarele înainte poți ieși. A zis că până în 2009 mai este și că va fi atins acele promisiuni. Suntem deja la sfârșitul 2010 și nu numai acele, dar
ca așa cum vorbesc comuniștii, numai promisiuni, eu nu citesc, eu știu să vorbesc. De câte ori v-am chemat în Parlament, domnule Dodon, v-am făcut interpelări, ați venit și ați vorbit numai... Am venit. Parcă căzut foarte rar. Venea colegul dumneavoastră, Muntean, care acum tot e colegul dumneavoastră, și când i-am dat întrebări, zic, dumneavoastră, parcă ați căzut de undeva și v-a dat cineva hârtie și citiți despre tot, că avem un rai aici, doamna, în Republica Moldova. Care a zis că nu, a zis că cu 36 de ani în urmă l-a adus un cucostârc aici. Încă sigur nu, că dacă vă aduc cucostârcii, nu puteți să știți. Încă nu sunteți membru la PLDM, poate vă primesc chiar în această seară. Doamna Cuștir, știți că eu aș spun până la urmă. Doamna Cuștir, vreau să vă rog frumos, dacă tot am vorbit până acum despre PCRM, să-mi spuneți, vă rog frumos, cu ce v-a nemulțumit actuala guvernare. Cu ce v-a dezamăgit? Ce ați așteptat și ce aveți? În genere, Parlamentul trebuie să-și facă datoria conform Constituției. Este alcătuit din 101 deputați și fiecare trebuie să lucreze în comisie și să nu îmble jumătate de an să nu vină la ședințe. Inclusiv se referă la comuniști. Asta e cel mai mult ce m-a nemulțumit. Ridicându-și permanent salariul fără obrăznicie și asta, fără, cu obrăznicie și... Și cu aceeași minciună. Guvernarea? A uitat cine e la guvernare. Guvernarea. A fost eu știu, domnule Dodon, și rețineți-vă că lumea vă știe cine sunteți, mă știe și pe mine și eu destul de calm mă comport. Am destule întrebări și la guvernare și am spus, nu promovează femeile, le țin acolo câte una, două, numai de formă. Ne-au promis... alegeri pe circumscripții și nu au făcut-o. Ne-au promis adevărul despre 7 aprilie și nu ni l-au spus. Ne-au promis să facă dreptate pe cu evenimentele din aprilie și n-au făcut. Ne-au promis o republică fără voroni și fără comuniști și n-au făcut-o. Ce trebuie să facem cu ei, doamna? Păi da, ați promis. Păi da, nu mai sunt la guvernare, asta este. Dacă îmi permiteți un scurt comentariu cu alegerile pe circumscripții. Partidul Liberal Democrat are în programul său politic și își menține poziția că sistemul electoral urmează a fi schimbat în unul mixt. 51 deputați fie aleși pe circumscripții, 50 pe liste de partid cu vot preferențial, ca cetățeanul să aleagă singur din listă pe cine vrea să-l vadă deputat. Noi, din păcate, n-am reușit să includem programul de guvernare acest lucru, pentru că, oricum, programul de guvernare a fost un compromis. Cineva a trebuit să cedeze, de fapt toți, a trebuit ceva să cedăm ca să urmăm lucruri pe care le împărtășim cu toții și nu este o problemă. Revenim după alegeri, vom încerca să promovăm acest lucru. Aveți ceva de comentat? Luăm publicitate dacă nu și ne întoarcem cu următoarele promisiuni și angajamente. Publicitate. Ne-am întors în studio, pauza a fost vioaie. Am ajuns la angajamentele PLDM. Domnule Dodon, PLDM promite că va lupta împotriva corupției și ca și propuneri sunt anularea imunității deputaților și a judecătorilor, fiind niște pași îndreptați spre lupta împotriva corupției. Cum vi se pare această promisiune? În timpul luptei cu corupția a PLDM-ului parcursul acestui an, conform inclusiv opinii organismelor internaționale, este Transparency International, care estimează foarte mult și au făcut și trimiteri colegii de la PLDM, au spus că a crescut corupția în Republica Moldova parcursul acestui an. Nu știu cum luptă ei, însă noi simțim că situația se devine tot mai grav. Doamna Cușnir, ridicarea imunității deputaților și imunității judecătorilor. Nici una, nici alta nu va stopa fenomenul corupției, fiindcă nu în imunitate este problema. Este problema că ceilalți deputați nu ar vota pentru ridicarea imunității unui deputat care este foarte vinovat. Sau, de exemplu, Marian Lupu s-a ascuns în Alianța pentru Integrare Europeană ca să nu răspundă de ceea ce trebuie să răspundă, că este la fel de vinovat ca și Voronin, că împreună cu Voronin au activat ce au făcut la 7 aprilie și în zilele ulterioare când au cărat cu camazurile din clădirile președinției și Parlamentului și nu se știe bunurile noastre, unde le-au dus și de ce le-au dus. Eu sunt împotrivă. Eu voi veni în Parlament,
dar voi vota împotriva ridicării imunității judecătorilor, fiindcă nu asta este cauza și nu va stopa fenomenul corupției. Să vedem replica domnului Godea. Imunitatea vine din totalitarism. Există asemenea practici, chiar și în unele țări Uniunii Europene, dar cele care au cunoscut o perioadă sau într-o perioadă sau alta practica totalitarismului. Deputatul nu trebuie să răspundă pentru ceea ce declară și pentru ceea ce votează. Și punct la propoziții. Pentru că am văzut de-a lungul istoriei noastre recente, de la independență încoace, mulți se folosesc de imunitatea parlamentară pentru a scăpa de răspundere în fața justiției. Și nu este corect. Nu este corect. Pentru că deputatul nu trebuie să aibă mai multe drepturi decât cei care îl aleg. Poate din contra, ar trebui să aibă mai multe responsabilități în fața celui care îl aleg și nu invers cum se întâmplă la noi. Cât privește judecători. Noi am început reforma justiției. Merge greu. Merge greu pentru că nici nu am avut forțele necesare. 18 mandate, este greu să miști niște reforme atât de serioase și atât de necesare. N-ați găsit sprijin în alianță? Nu întotdeauna. Nu vreau să... Ați fost martori cu lichidarea instanțelor economice. Exact. Da. Altceva. Deci nu vreau să intru în detalii. Dar instanțele astea sunt cele mai corupte. Noi, pentru matrapaz lucrurile lor, noi, Republica Moldova, a plătit 710 milioane lei. Mai avem, dacă nu mă înșel, 3.112 cauze la CEDO. Cât mai plătim? O să ajungem în 2-3 ani când bugetul țării nu o să ajungă ca să acoperim condamnările Republicii Moldova la CEDO. Domnul Dodon vorbea despre faptul că nivelul corupției a crescut. Nu a crescut. Nu știu la ce face trimitere domnul Dodon. Domnul Dodon. Nu știu la ce face. Există un raport care e făcut public. Da, nu știu la ce face trimitere domnul Dodon. Cel puțin. În acest an, noi am lansat o luptă metodică și sisteme cu corupția. Pentru cum luptau ei cu corupția? În medicină, de exemplu. Aveau plan să aresteze 5 doctori, ei organizau flagrante, mergeau camera la mesager, seara lumea se uita la televizor, că uite, se luptă cu corupția în medicină. Și când mergea la doctor, oricum, se ciocnea de același fenomen. Și s-a schimbat mult de când răspunde din medicină reprezentantul PLDM. Domnul Dodon, într-o țară în care 8 ani de zile ați construit cu grijă un sistem corupt și mafiot în toate domeniile, să demonteze absolut tot într-un an de zile este foarte greu. Noi am început, am pus bazele unor începuturi foarte bune și o să le continuăm imediat după alegerile de luni. Diferența de timp este foarte mare, domnule Gunde, mai aveți puțin. La această etapă, extrem de important, a spus stimatul coleg, oponent politic, despre medicină. Cunosc toți marea majoritate a operatorilor din piața farmaceutică, că a apărut o companie, Balkanic Pharmaceutics, care este foarte apropiată unor conducători ai guvernului, care primește acum autorizații și înregistrează medicamente contrar procedurii, cu sutele în decurs de câteva zile, pe când procedura de testare este de 5-6 luni. Și aceasta se întâmplă sub egida... Spuneți tot ce știți. Și aceasta se întâmplă sub egida actualului Minister al Sănătății. Lucrul ăsta îl cunosc toți. Și vorbim despre faptul că corupția, luptăm metodic cu corupția, da, poate luptă metodic, însă știți în ce sens? Au fost eliberați din funcție absolut toți conducătorii care nici nu erau membri a Partidului Comuniștilor la structurile disconcentrate, nici nu au fost numiți de comuniști pe parcursul la 8 ani. De exemplu, toți conducătorii inspectoratelor fiscale de stat au fost raionale, au fost demiși, cu excepția celor care au fost de acord să-și pună fular verde. La fel, și alte, și asta numim luptă metodică. Sunt de acord. Utilizarea resurselor administrative pentru a-și racola membrii în partid, pentru a obține resurse administrative pentru campanie electorală. Dacă îmi permiteți, foarte scurt, înțeleg că am... Chiar aveți foarte puțin timp. Înțeleg și eu. Cu medicamentele. Ce își spune domnul Dodon se încadrează perfect în campania lor de turnare a minciunii. Noi am început să facem regulă în prețul la medicament. Am venit cu legea privind crearea Biroului Național. Vă rog frumos. Biroului Național de Control asupra prețurilor la medicament. Nu este ușor. A trecut prima lectură, după alegeri o trecem în lectura a doua. Dar noi, în baza acestei legi, putem controla medicamentele de la vamă și pe tot teritoriul Republicii Moldova. Sistemul
de offshorizare a importului de medicamente care l-au făcut ei. Ne va lua, cred că o jumătate de an sau mai mult ca să-l spargem. Pentru că la vamă medicamentul ajunge la 2, 3, 4 prețuri. Deja și de acolo se pune adaus comercial. Deci a crescut prețurile construit. Atunci, acum? Ultimul an nou au crescut prețurile, acum au crescut la unele poziții până la 70%. Nu, haideți, și telespectatorii cunosc. De ce s-a întâmplat așa? Dacă lăsați pentru... Domnul Dodon, voi controlați piața de medicamente. Și tot ce s-a întâmplat cu majorările... Voi sunteți la guvernare și noi controlăm? Atunci halal de așa guvernare. Nu, dar de ce, domnule? E business privat. Ați pus mâna pe tot. Încetul cu încetul o să dezbatem toată târla care spune atunci. Mergem la doamna Cușnir pentru că dumneavoastră are cel mai mult timp. Domnule Godea, fiți atent că aveți foarte, foarte puțin. Domnule Dodon, ați luat un credit de 5 milioane de euro pentru a înlătura pericolul gripei păsărești, gripei aviare, și care urmează să-l achităm. Unde l-ați cheltuit? Că nu a fost acel pericol de gripă aviară. Da? Vă vine să zâmbiți. 5 milioane de euro ați luat credit pentru aceasta. Pe lângă 300 și ceva luate de actuala guvernare, care sunt pe... Eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu au fost așa cazuri. Spus că nu comentez, pentru că... Domn Dodon, prin lege s-a luat acest credit. Da, este informație de la Ministerul dumneavoastră de Finanțe când era... Nu, că eu știu, vorbesc de Ministerul Finanțelor când ați fost la guvernare. Și trebuie să răspundeți că ați luat atâtea credite. Ați luat alte 5 milioane ca să aduceți tehnologii noi în creșterea sfeclei de zahăr și le-ați dat lui Oleg Voronin la Suzucher Moldova și Suzucherul sărani... tot e lui Oleg Voronin. Da, dar cum? Aha, sfecla tot cu sapa sprășește. Dar 5 milioane de euro, trebuie să le întoarcem credite. Avem întrebări... Mi-e interesant, scuze, Lorena, interesant ce spun acum investitorii germani. Compania Suzucher, care cunoaște cu investiția Suzucher Moldova, la declarațiile unui candidat în deputați, în deputațiile Parlamentului Republicii Moldova. Însă un element foarte important. Dacă e să vorbim, o să mă uit la timp, 4.24. Dacă e să vorbim despre credite, începând cu 2001 până în 2009, când au fost comuniștii la guvernare, datoria externă s-a micșorat de la 70% la 13%, 12,8%, practic mai mult de 5 ori. Nu s-a luat niciun leu suplimentar credit extern. Cu toate că am avut situații foarte dificile. Și secetă, și inundații, și diferite alte calamități. Acum, în decurs de un an, în decurs doar de un an, s-au accesat 4 miliarde de lei. Bani cash, care trebuie restituiți și trebuie restituiți cu dobânzi. Atunci când vorbim de pondere, de credite și în fiecare zi încercăm să facem show-uri că am mai semnat încă un credit. Că am mai semnat încă un credit. Și vedeți în fiecare seară, inclusiv la noutăți, la mulțumatul Pro TV. Am mai semnat și cu aceasta ne lăudăm. Cine se întoarcă banii ăștia? Și cum ei se utilizează? Păi voi ați luat aproape 1 miliard de euro. Cine o să îi întoarcă? Întrebarea de mea nu era... Sunteți care era datoria externă documentată. Țării când au plecat ei la guvernare? 12,8% în raport cu produsul intern. Când am venit era 70%. În ciuri comuniste, în cifre spuneți, da. Corect, în cifre spuneți. Dar 70 nu-i cifră. Haideți să în miliarde, cât? Să ne oprim un pic și să vedem întrebările blitz ca să ne destindem un picuț. Sunt întrebări foarte, foarte simple. Domnule Dodon, câte țări membre are Uniunea Europeană? 27. Bravo, răspuns corect. Nici n-au trebuit 15 secunde, dragii mei. Rămân pentru următoarele întrebări, nu? Nu, asta era întrebare în afara celor 14 minute care vă sunt acordate. Doamna Cușnir. Unde se află sediul central al Parlamentului European? Le spun pe toate, ca să nu mi... E unul. Nu, zic... Unul. Se ajut? Strasburg. Corect! Se consideră... Eu iau în calcul acest răspuns. S-a gândit. Vă mulțumesc. Domnule Godea, simplu ca bună ziua, când s-a introdus leul moldovenesc? La 29 noiembrie 1993, dacă nu mă înșel. Să știți că foarte, foarte corect, 29-30 noiembrie sunt date, da. Alături. 1993, corect. Am terminat cu... La 1 decembrie am primit prima bursă și constituia 15 lei. Așa, așa v-ați amintit. Așa, mergem mai departe. Neastră aveți puțin timp, dar trebuie să discutăm și această, acest motiv înaintea de domnul Dodon, că pe asta ne-am axat emisiunea în această seară.
am să citesc, cred că va fi ultimul subiect pe care reușim să-l discutăm, dacă reușim și de la PDDM, un argument. PCRM pledează pentru statalism și apără cu ardoare independența și suveranitatea Republicii Moldova. PCRM este practic unicul partid care sprijină minoritățile etnice din țară și promovează în funcții cheie reprezentanții acestora. PCRM este practic unicul partid care fără echivoc sprijină și promovează identitatea moldovenească a poporului nostru. Comentați! Să faci din Moldova cea mai săracă țară a Europei și poate să-ți pretinzi ca pe statalitatea? Eu doar un lucru vreau să spun. Nu le-a ajuns 8 ani de zile să semneze tratatul de frontieră cu România, care au făcut mare zarvă și multe show-uri la capitolul ăsta. Nu ne-a luat 8 luni să-l negociem și să-l semnăm. Punct. Doamna Cușnir. Aici pun plus pentru actuala guvernare. Într-adevăr, cei ce nu au reușit comuniștii să facă în 8 ani, într-un an s-a reușit foarte multe la acest capitol. Da, noi vorbim aici și despre sprijinirea minorităților etnice, da, despre promovarea identității moldovenești a poporului, fiind stâlpul moldovenismului, se consideră Partidul Comuniștilor. Cei ce ține de minoritățile etnice tot pot să spun că le trebuie doar la alegeri și atunci îi sprijină din toate punctele de vedere. În rest este limba rusă care au promis-o a doua limbă de stat, ca ucrainenii, cea mai numeroasă minoritate națională, pe jumătate din care fac parte și eu, să învețe la școală limba maternă rusa. Pentru ei nu este această limbă. Și absolut doar numai prin cuvinte și prin chiar Partidul Comuniștilor nu a acceptat hotărârea Curții Constituționale prin care a declarat neconstituțional un articol din legea cu privire la minoritățile naționale. Dacă îmi permiteți, din nou, nu o să comentez unele declarații aberante în opinia mea, fără a face atac la persoană. Însă, eu știu foarte bine și cunosc telespectatorii că pe parcursul acestei perioade, când au fost comuniști la guvernare, în Republica Moldova nu se închideau grupele cu predare în limba rusă la universități, ceea ce se întâmplă pe parcursul ultimului an. Și cunoaștem cazurile Universitatea Tehnică, de exemplu, unde a fost făcută astfel de încercare. Nu au fost intimidate și închise școlile și prin reducerea finanțării a școlilor ruse sau cu predare găgăuză ucraineană. Așa se întâmplă pe parcursul, cu regret, a ultimului an. Eu vreau să fiu destul de sincer. Eu mă consider moldovean. Suntem circa 80% în Republica Moldova. Eu estimez foarte mult pe absolut pe toți. Restul, ucraineni, ruși, găgăuși, bulgari, noi toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova. Însă ar fi bine noi toți împreună ca cetățeni ai Republicii Moldova să fim stimați la noi acasă. Și atunci când spunem moldoveni, cetățeni ai Republicii Moldova, pentru mine aceasta înseamnă foarte mult. Pentru că eu doresc foarte mult ca băieții mei care împlinește unul are 3 ani, altul 8 anișori. Să vă trăiască, mulțumesc. Mulțumim. Să fie în continuare moldoveni și să trăiască într-un stat independent, Republica Moldova. Și pentru aceasta eu o să lupt. Domnule, dacă îmi permiteți. Da, numai foarte pentru scurt. A consolida independența națională, nu este necesar segregarea societății pe diverse criterii și antagonizarea unor grupuri etnice, ceea ce am urmărit în 8 ani de guvernare comunistă. Toți cetățenii Republicii Moldova au dreptul la autoidentificare și toți sunt cetățeni ai țării noastre și statul trebuie să aibă grijă de opotrivă de toți cetățenii. Numai așa vom putea, într-adevăr, să consolidăm Republica Moldova. Domnule Dodon, PLDM promite să aibă grijă de oamenii săraci. Majorarea pensiei minime până la 1300 de lei, promite refacerea 2000 de kilometri de drumuri, accesul fiecărei gospodării la apă potabilă, gazificarea tuturor localităților. Cum se pare această promisiune? În anul precedent, în anul 2009, imediat după venirea PLDM la guvernare, guvernarea în frunte cu Vladimir Filat, președintea PLDM-ului, a declarat că gazificarea nu este o prioritate pentru Republica Moldova. Lucrul ăsta a fost declarat în luna octombrie. Acum vine cu alte declarații care se contrazice cu ceea ce am menționat anterior. Se vorbește de majorarea pensiilor până la 1300 de lei. Foarte straniu, în acest an vin cu o indexare doar de 4%, sau cum spun bătrânii noștri, 4 lei la 100. În moment ce prețurile și tarifele au crescut cu 35-40%. Promisiuni, ca de obicei în campanie electorală. Domnule Dodon, cunoașteți undeva un depozit mare, 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 mare de bani și s-a pus lăcat acolo și nu se împarte sau ați lăsat dumneavoastră acest depozit, bugetul de stat,
golit și nu a fost de unde și ați pus economia pe burtă, ați introdus impozitul cota zero pe venit ca să susțineți milionarii și să înnădușiți business-ul mic și mijlociu. Și spuneți-le alegătorilor că din cauza asta nu au pensii, că nu este venit în bugetul de stat. Le-ați făcut ca cei care au milioane să nu vină să contribuie la completarea bugetului de stat. Eu propun să... Dacă îmi permiteți și eu. Da, sigur că ei au promis triplarea pensiei și nu au dublat-o nici și până la plecare. Lasă-o, te rog. Și am triplat-o, stimate. Domnule, uitați-vă la cifrele noastre și atunci o să vedeți totul este clar. Câteva lucruri. Asta s-a 8 miliarde și jumătate deficit bugetar. Și asta ne-a încetinit un pic mersul, dar am trecut peste asta, am menținut țara și am mers mai departe. În 8 ani de zile ați reconstruit 160 km de drum. Noi într-un an de zile am pus la punct reconstrucția 500. De atât că am făcut regulă și am scos schemele de spălare de bani din industria drumurilor. Eu mă opresc aici. O mică remarcă, dispun de timp. Da, în ceea ce ține de reconstrucția drumurilor, da, este foarte simplu să te duci să tai panglica verde, domnul Filat, la diferite drumuri care sunt construite începând guvernarea comuniștilor și baza contractelor semnate și finanțate în acea perioadă. Și de fapt acest lucru îl fac cu foarte mare ardor, cu show, domnul Filat și actualii conducători. Acum am ajuns să știți că aproape de final vă folosiți ultimele secunde, ca să spun, din această emisiune și vi le las la dispoziție nu pentru alegători, dar pentru ca să trageți niște concluzii în timpul pe care îl aveți. Eu, dacă îmi permiteți, o să vin cu un simplu mesaj, mai am încă 56 de secunde. Cu regret, cei care se numesc ei înșine democrați și liberali utilizează unele instrumente care nu țin de normele democratice. De exemplu, în liceul Ștefan cel Mare din Chișinău, profesorii și directorul vine cu mesaje, votați pe LDM, votați președintele și președintele Vlad Filat, apropo, cineva se vede deja președinte. Și acest lucru, cu acest lucru începe practic toate lecțiile. Și alte instrumente, de exemplu, astăzi la Ciuciulea, în raionul Glodeni, unde trebuia să am o întrevedere, au fost intimidați alegătorii care vreau să vină la întrevedere cu candidatul în deputați. Chiar mi-au spus unii că li s-au dat ce bani pentru aceasta ca să nu vină. Și atunci vorbim despre ce norme democratice și ce fel de instrumentare utilizează colegii. Domnul, dacă vă fuge pământul de sub picioare, puteți inventa multe inepții și chiar le puteți reproduce în dezbateri televizate. Doamna Cușnir, să știți că domnul Dodon nu mai are timp, nu mai puteți comunica mai cu domnul ăsta. Eu da, pot comunica, dacă... nu o să poată să-mi răspunde. Da, dar vă rog să aveți în vedere faptul că domnul ăsta mai are numai câteva secunde. Ați ocupat în alte funcții de stat, ați primit salariul respectiv funcții. De ce orice ce ați făcut, socotiți că asta e ceva pentru care trebuie să fiți votați? Doar dumneavoastră trebuia să vă îndreptățiți salariul care l-ați primit. Încă o dată zic, ce? Trebuie să vă punem la icoane și să vă dăm salariul, ca și cum acum jumătate de an n-ați fost în Parlament, tot ridicați salariul și noi pentru asta trebuie să vă votăm, că faceți mare eroism. Mai aveți timp, mai vorbim. Dacă nu doriți să... Da, eu mai am timp, da? Mai aveți câteva secunde și dumneavoastră, dacă aveți, tocmai pentru asta spuneam, să-l folosiți pentru replici dacă aveți de dat, dar dacă nu, pentru precizări vis-a-vis de campanie, dacă vi s-a întâmplat ceva sau dacă aveți vreo nemulțumire. Dar pe doamna Cușnir, pentru că ea are mai mult timp, domnia sa are un minut și ceva, doamna Cușnir, haideți spuneți-mi mie așa, ca să pricep. Dumneavoastră, dacă ajungeți în Parlament, care este primul lucru pe care vreți să-l faceți? Care considerați că este cea mai gravă problemă pe care o puteți rezolva intrând în viitorul Parlament? Prima problemă este să votăm bugetul de stat, un buget bun, să vedem direcțiile prioritare care sunt foarte stringente acum și să stopăm declinul economic care continuă, început de comuniști și nu putem stopa. Nu mă încurcați. Și prin acest buget să pornim relansarea economiei distruse până mai jos de zero de către guvernarea comunistă. Domnule Godea, s-a încheiat criza sau nu? Noi am reușit relansarea economiei. Asta este. Criza încă n-a plecat.
în general din Europa și din, de pe alte continente. Dar am reușit în pofida tuturor efectelor să relansăm economia, să avem o creștere economică, să avem supraveniturile la bugetul național și multe alte lucruri bune pe care le-am reușit în acest an de zile. În acest moment... Mai am câteva secunde. Da. Comparativ cu alți colegi, pe CRM-ul în această campanie electorală nu scrie scrisori la decedați, cum o face Vlad Filat, și o face destul de frecvent. Și sună foarte insistent la oameni acasă. S-a terminat acasă. Și timpul dumneavoastră. M-a întrerupt dumneavoastră. Doar doamna Cușnir mai poate spune ceva dacă are ceva de spus. Dacă nu, trecem la minutul de final, unde vă puteți adresa alegătorilor. În ordine, domnule Dodon, vă ascultăm. Stimați alegători, dragi concetățeni, data de 28 noiembrie este o dată, o zi mult prea importantă. Este o zi când noi vom decide a fi sau a nu fi. Cu regret, oamenii răi, chiar dacă sunt mai puțini, ei sunt mult mai organizați ca oamenii buni. Și foarte des, îndeosebi pe parcursul ultimului an, noi vedem cum oamenii răi se consolidează și încearcă să, pe noi, pe oamenii mai buni, să ne conducă și cu regret, nu spre binele nostru. Noi am observat că acest an de guvernare, așa numită liberal-democrată, ne-a dus tuturor mai multe probleme, mai multe dezamăgiri. Unica șansă să stopăm această guvernare, acest algoritm neeficient politic, este de a vota pentru data de 28 noiembrie, a vota pentru o forță care are o echipă bine pregătită, o echipă profesionistă. Este vorba de echipa Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Votați victoria! Să fim împreună! Doamna Cușnir! Stimați prieteni, eu v-am ajutat să scăpați de trădătorul Roșca. Rămâne ca acum, în aceste alegeri, să scăpăm de Voronin și Partidul Comuniștilor, să-i ajutăm că jumătate de an nu au fost la ședințele Parlamentului, să-i eliberăm să nu mai ajungă în Parlament, ca să nu aibă chin, că să-i pomenim că nu vin la ședințe. De asemenea, să nu uitați și de Lupu, că este tot al lor și Partidul Democrat. În rest, vă spun că este foarte necesar să fie în Parlament și deputați independenți și în special femei așa bătăioase și curajoase, cu verticalitate, cum este Valentina Cușnir. M-ați apreciat, m-ați cunoscut, mi-ați simțit lipsa și vă îndemn să votați candidatul independent, să votați o femeie, o mamă care va avea grijă de dumneavoastră, de copiii dumneavoastră, cât și de părinții dumneavoastră. Un copil ca Gabriel Stati nu poate cunoaște aceste griji, având părinți bogați și fiind el bogat. Mai aveți timp. Vin în această campanie și v-am spus că am nevoie de mandatul dumneavoastră pentru a aduce lumină în evenimentele din aprilie 2009. Am fost printre acei tineri atunci și noaptea în Piața Marii Adunării Naționale și vă spun cu cea mai mare responsabilitate că acei tineri manifestanți nu au nimic cu provocatorii aduși de Voronin, berberiți pe cap de pe la pușcării. Ei au fost acei care au distrus clădirile președinției și Parlamentului. Domnule Godea. Mă spun cetățeni. Republica Moldova se află la o răscruce istorică. Este în puterea noastră să-i dăm voie țării, să ajutăm țara să meargă mai departe. În acest an am guvernat într-o perioadă foarte dificilă, dar v-am redat libertatea și încrederea în ziua de mâine. Numai împreună putem face din Moldova o țară în care să ne placă să trăim tuturor. Eu vă îndemn să nu vă lăsați manipulați, să nu vă lăsați influențați de minciună, pentru că minciuna este multă. Dar să aveți o credință puternică că Republica Moldova poate reuși și adevărul întotdeauna învinge minciuna. Nu stați acasă pe 28 noiembrie, pentru că este foarte important ca fiecare să poată să decide să participe la hotărârea destinului țării noastre. Moldova renaște, Moldova merge înainte. Eu vă îndemn să votați Partidul Liberal Democrat, să alegeți stejarul, să votați cea mai tânără, mai profesionistă echipă condusă de cel mai bun prim-ministru care l-a avut țara vreodată, în persoana domnului Vlad foarte Filat. Mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă doresc succes în campanie. Emisiunea noastră s-a încheiat deja. Doamnelor și domnilor, am încheiat deja o nouă emisiune de dezbateri Te Votez la ProTV, a fost penultima, mâine dimineață la ora 6 va fi ultima emisiune pentru cei care nu se trezesc atât de devreme. Vă spun de astăzi, nu rămâneți într-adevăr acasă, mergeți pe 28 să votați,
Alegeți pe cine doriți, este doar treaba domniilor voastre cu cine veți vota. Noi mulțumim foarte mult colegilor de la Radio Europa Liberă pentru ajutor și vă doresc noapte bună!